Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă povestesc mai multe dezvăluiri dintre subiectul Aleina și povestea care a fost acolo și multe alte lucruri din casă. Dar înainte să începem, vă rog frumos, apăsați pe butonașul de like, subscribe și să trecem la treabă, bineînțeles. Până să ajungem acolo, vedem cum cuplul Robi-Virginia scârție. Eu am spus de la bun început, văzându-i pe cei doi apropiindu-se, că nu se potrivesc absolut deloc. Robi este un șmecheraș care are nevoie de o fată precum este Julia ca să facă materiale, iar Virginia fiind o fată liniștită pe care a reușit să o facă să mintă în legătură cu subiectul Aleina și cu tot ceea ce s-a întâmplat cu Marius, a reușit să o facă să mintă și să nu spună adevărul. Acum se pare că vrea să o pună pe Făraș și să o trimită la plimbare, spunând că el nu poate să-i ofere ceea ce ea își dorește, după ce afirma prin casă de multe ori că doamna Andreea, o iubesc pe fata asta, pot să iau de nevastă, pot să mă căsătoresc cu ea, e femeia perfectă, e femeia perfectă, dar acum nu mai e femeia perfectă. Spunea ieri că nu sunt subiecte în casă pentru că subiectul Aleina Ștefan s-a consumat prea mult, 2 săptămâni la rând, și acum începe el să facă subiecte mișto. Mai departe, încet încet se pregătește atacurile asupra cuplului Julie Robert și vă spun lucrul acesta deoarece este singurul cuplu care avansează frumos și organic acolo în casă. Am văzut pe internet o grămadă de postări cu poze de-a lui Julie cu conturi false. Dragilor, acelea sunt conturi false și foarte multe discuții pe alte live-uri, ca să zic așa, live-uri ale telespectatorilor, ca să zic așa, numai acelea nu sunt live-uri ale telespectatorilor pentru că sunt live-uri ale bârfei și ale vorbelor urâte și ale lipsei de educație, ca să zic așa. Deci eu vă spun de acum, pentru că ei sunt cei vizați, ei sunt următorii, se va încerca destabilizarea cuplului, bineînțeles, și destabilizarea cunoașterii, mai ales și de către unii concurenți din casă. Îi știm care sunt și care se ocupă cu aceste lucruri. După cum poate mulți ați văzut pe live-ul domnului Dan Andrei, pe care îl pup pe această cale, unde am fost eu prezent aseară, era fratele Aleinei care a confirmat tot ceea ce am spus eu în vloguri. Eu nu am inventat absolut nimic și nu aș veni niciodată cu invenții ca să fac vizualizări. Îmi pare rău pentru această fată, pentru că chiar dacă a greșit, ceea ce s-a întâmplat cu ea a fost dusă într-un extrem. Aflăm din alte surse cum că acesta a fost scopul întâlnirii a lui Robi cu Virginia. Practic, Robi nici nu l-a interesat să se întâlnească cu Virginia, ci singurul lui scop a fost mârșăvia cu Marius, ca să o tragă pe Aleina în capcană și să o dovedească el la lume, obsedat fiind că aceasta are ceva pentru el. Deci toată mascarada asta a fost pusă la cale de Robi și Marius pentru Marius și în special pentru Aleina, nici de cum să se întâlnească cu Virginia. Asta era în plan secund. Așa că mâine în gală vom vedea cum Larisa câștigă cecul din nou, după cum am spus, pentru a doua oară. Nu sunt eliminări pentru că vor fi descalificări Marius și Aleina. Larisa, vreau să vă spun că probabil este, nu știu, ori învățată, ori destul de șmecherită, după ce se plânge că vrea acasă, normal că primește și ea un cec, două, și chiar îl va primi și pe al treilea, și până la urmă, probabil, gândul că poate câștiga mai mult, o va apropia și de Patrick, care, bărbat fatal și suprem fiind, nu are altceva de făcut decât să umble după fusta ei de două luni de zile, ca să zic așa. Mai departe, în gală mâine, abia aștept să văd, pentru că știu că vor urma o grămadă de lucruri și sunt curios ce va fi pe post. Sunt foarte curios cum îi vor scoate pe Virginia și pe Robi, ca să nu fie părtași și să fie descalificați doar Aleina și Marius. Pentru că, din câte știu, multe lucruri nu se vor da pe post ca cei doi să iasă basma curată. Îmi pare rău și pentru Virginia că a ajuns să mintă pentru Robi, un băiat care își bate joc de ea. După cum a spus și mama lui când a venit în casă, că preferata și potrivită pentru el ar fi Giulita și nu ea. Ți-ai luat țeapă, dragă Virginia, și dacă într-acolo te-ai dus, probabil că ai meritat. Cam atât am de spus despre vlogul de astăzi. Abia aștept gala de mâine. Eu vă pup din suflet. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să-mi spuneți părerea voastră în comentarii, bineînțeles, și să distribuiți acest vlog. Vă pup din suflet. O zi frumoasă!